Salutare tuturor, bun venit la un episod, eu sunt Sergiu, Diana e acolo și hai să-i dăm drumul. Pentru că tocmai am pus o nouă pagină pe seraprim.ro cu globurile noastre personalizate, am vrut să vă arătăm cum am făcut pozele alea direct cu telefonul și cum poți să aplici și tu dacă vrei să-ți fotografiezi handmade-urile sau anumite chestiuțe acasă. Deci cum poți să faci fotografie de produs acasă, fără aparat profi, în anumite circunstanțe. Pentru că nu vreau să credeți că fotografia de produs e ceva ce se face așa simplu. Dar în anumite circunstanțe poți să faci asta cu telefonul și cu câteva lumini sau cu câteva tricuri, hack-uri, să zicem așa. Acum Diana verifică un glob dacă e tot în regulă, dacă e zgâriat sau așa mai departe, pentru că nu vrem să dăm niște globuri zgâriate oamenilor. Acolo sunt pozele care urmează să fie puse, mă rog, una dintre pozele care urmează să fie puse în glob, pentru că globurile sunt cu două poze, se printează față verso, bla bla bla. Și după ce termină globul ăla, o să facem pozele în sine. Ideea e că vă îndemn să folosiți cam ceea ce aveți prin casă. Nu trebuie să cumpărați chestii, nu trebuie să vă bateți capul prea mult și să folosiți ceea ce aveți la îndemână. Eu o să folosesc niște șarfe pe post de background, fundal, chestii de genul ăsta, ca să dau puțină densitate, să zicem așa, fundalului. Pentru că în orice fotografie, fundalul este foarte important, face parte din compoziție și dacă ai un fundal bun, deja ai mare parte din fotografie perfectă. Așadar, am aici una, două, trei, patru șarfe și o să mai folosesc. Placa asta e un foam board, e din IPB, cred că l-am cumpărat. E doar o placă pe care am să folosesc pe post de fundal, nu știu, pe post de masă, să zicem. O să pun aici, așa, aici o să-mi pun toate șarfele. Am ales placa asta pentru că e uniformă, e o culoare uniformă, nu o să-mi reflecte lumini prea ciudat și o să mă ajute nițel la fotografii. Și o să pun prima dată o culoare mai neutră, să nu fie plată toată treaba asta, pentru că nu vreau să fie o fotografie plată, vreau să aibă textură, vreau să aibă, știu eu, forme. Acum o să pun următoarea și o să le amestec nițel, ceva de genul ăsta, după aia mai punem încă una și o pată de culoare mai deschisă, ceva de genul ăsta. Acum avem o parte din background perfect. Dacă sunteți interesați de globuri și vreți să cumpărați sau așa mai departe, link în descriere spre site-ul nostru seraprim.ro, unde vedeți exact pagina de globuri. Având în vedere tematica, adică globuri pentru brad, trebuie să ducem mai mult, mai departe ideea de brad, de Crăciun, de sărbători, așa că o să mai adaug niște decorațiuni pe care în mod normal le pui pe brad alături de globuri. Probabil și voi le aveți pregătite deja, puse la îndemână, că imediat trebuie făcut bradul. Așa că și noi le avem aici puse la îndemână, aproape, din care o să folosim câteva. Nițică BTA, o stea, BTA, nu știu cum se zice, o fundă, încă o fundă, niște, da, vedeți voi. Așa, și o să mi le așez pe toate aici peste eșarfe, aici, așa. Nu trebuie puse într-o anumită ordine sau într-un anumit fel, o să le pun destul de aleatoriu. Setup-ul ăsta e relativ gata, e ok așa. Diana o să dea print acum la poze și așa acum o să se printeze poza care o să vină în glob. Până glob în sine e gata, o să-mi pregătesc luminile. Ok, și o să folosesc luminile astea. Acum, dată fiind natura muncii noastre, avem acces la niște aparatură pe care totuși vrem să o folosim. Dar puteți obține același efect mas o menos cu niște lămpi pe care să puneți un gel colorat, adică o folie colorată. Pentru că asta o să fac doar cu luminile astea. Cu o lumină de culoare roșie, așa, și cu o lumină de culoare albastră, o să-mi fac background-ul. Dacă le țineți minte din episodul cu ședința foto acasă, e exact același setup de lumini. Bun, revenind, puteți face același lucru cu două lămpi, cu niște folie colorată peste. Și asta o să fie toată lumina de care o să am nevoie și pe care o să folosesc. O să sting luminile astea de aici, candelabrul ăsta oribil, și o să folosesc doar lămpile astea pentru a crea atmosferă. Am ales roșu și albastru pentru că, nu știu, cred că am duc așa mai spre Christmas-i culorile astea. Așa, și globul e gata. Aici. Îl aranjăm aici, ceva de genul ăsta. Bun, și acum vedeți că avem reflexiile astea ciudate din cauza că e o suprafață circulară transparentă. Cei care se încercați să faceți fotografie de produs la suprafețe circulare transparente, reflexele te omoară. Bun, și acum aparatul ăsta o să plângă încercând să focalizeze pe ceva. Deci acum e îndreptat înspre mine, dar nu vede nimic. O să pornesc aici acum luminile, asta la altă, așa, și o să-mi iau telefon. Fără să facem prea multe, încercăm o primă poză. Focalizăm unde trebuie, bam, bun, nu era absolut deloc. Atâta că am reflexiile astea două aici și să încercăm să le eliminăm. Pentru asta o să mut și mă uit în prealabil ce se schimbă în scenariu. Și cu oblonul ăsta așa încoace,
Și mai am nevoie de nițică lumină partea din față. Ok. Nu a ieșit rău absolut deloc. Și așa se prinde tot globul. Și mai de genul ăsta. Focalizăm acolo. Super fain. Și să mai punem încă câteva globuri. Și astea sunt globurile pe care le-am făcut pentru noi, pentru demo. Mai mișcăm puțin aici decorul. Poți să miști decorul de la o poză la alta, nu e absolut nicio problemă. Ai varietate în fotografii. Și hai să facem acum câteva și landscape, nu doar portrait. De aici avem o zonă goală, așa că să închid puțin. Și bun. Da, deci a ieșit super. Avem niște reflexii, dar nu sunt ceva deranjant. Important e să nu fie reflexii pe față. Avem aici niște reflexii pe față, dar să le să mutăm globul. Uite așa. Ok. Și încă o imagine foarte, foarte ok pentru fotografie de produs, pentru ceea ce ne interesează acum. Uite, avem poze, stil Polaroid 10x15. Și hai să le punem aici, le rearanjăm nițel, mai punem un cadou peste poze, unul sub. O să iau de data asta lumina în mână și o să-mi direcționez lumina ceva de genul ăsta. Deja sunt mult mai luminate pozele. Facem o poză de ansamblu cu poze, cu globuri, cu aranjamente și arată super drăguț. Și au ieșit foarte fain. Și cam atât. Uite, așa poți să-ți faci poze la handmade-uri sau la știu eu ce vrei să-ți fotografiezi acasă cu telefonul folosind niște trucuri. După cum ziceam, în loc de luminile astea poți să folosești niște lămpi normale. Noi le-am folosit astea pentru că sunt handy, le avem și așa mai departe. Doar trebuie să pui niște folie colorată peste lumină ca să colorezi lumina. Și cam atât pentru astăzi. Sper că v-a fost util acest mic tutorial. Mulțumim de vizualizare. Până data viitoare. Ciao!